În perioada 17-21 mai, va fi adusă spre închinare racla cu cinstita mâna a Sfântului Ioan Rusul de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, Rusicon, din Muntele Athos. La mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman îl vom întâmpina pe Sfântul Vineri, 17 mai, la ora 9 și ne vom ruga lui cu priveghere îndelungată. În fiecare zi, cât va sta cu noi în grădina Sfintelor Femei Mironosițe din Drăgănești, Vlașca. Duminică, 19 mai, la hramul mănăstirii Pantocrator, Sfântul Ioan Rusul va primi jertfa de rugăciune a unui sobor de arhierei, care va oficia Sfânta Liturghie la altarul de vară al așezământului monahal. Sfintele moaște vor rămâne la mănăstirea Pantocrator spre închinare și întru bucuria poporului drept credincios până în 21 mai, la sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Dreapta Sfântului Ioan Rusul binecuvântează România. Să-l primim cu speranță și bucurie!